Anchetatorii au căutat-o în șir după rămășițele bebelușului pe care le-au dus la serviciul de medicină legală. Aceștia au fost șocați de lejeritatea cu care tânăra a povestit ce a făcut pas cu pas. Primarul Sorin Bucurescu spune că familia nu știa nimic. Tatăl nu știa absolut nimic și nici mama la fel. Dânșii au auzit de la profesori și de la poliție. În acest moment nici părinții nu știu absolut nimic. Și fata nu le-a spus dacă a făcut ceva? Ei așa le-au spus, că fata nu le-a relatat nimic din ceea ce s-a întâmplat. Aș fi spus doar la școală? Doar la școală, doar la doamna dirigintă. Doamna dirigintă a anunțat directorul și directorul a anunțat organele de poliție. Emil Moța, procurorul de caz, spune că tânăra va fi expertizată psihiatric și va fi cercetată pentru omor. Efectuează cercetări pentru săvârșirea unei infracțiuni de omor. E vorba de o tânără în vârstă de 17 ani care a născut un copil nou născut la termen, viabil, a recunoscut imediat după naștere, a ucis nou născutul și l-a incendiat. Da, a spus de ce? Probabil era teamă de părinți. Poate părinții nu știau? Nu, deși n-au cunoscut nimeni. Ce poate păți acum? Se efectuează cercetări, o să facem o expertiză psihiatrică, să vedem dacă a fost sub anumite stări pricinuite de naștere la momentul săvârșirii faptei și vedem în final care o să fie încadrarea juridică a faptei. I-a dat rămâne foc de viu sau pur și nu, simplu la după ce a fost strangulat, a fost incendiat cadavrul. Tânăra a fost internată în cursul nopții la secția de ginecologie. În cursul nopții a fost adusă o tânără de 17 ani din Slivilești, care din relatările poliției și-a omorât propriul copil. Este stabilă hemodinamic, fără probleme, fără temperatură. Deocamdată este internat în serviciu de ginecologie pentru tratament și investigații de specialitate.